citești, citești necontenit. Vom citi tot capitolul 12 din Faptele Apostolilor. Capitolul 12 din Faptele Apostolilor. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de către patru ostași, gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri. Și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis, scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru i-a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă se făcea, dacă ce făcea îngerul este adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta din fier, care dă în cetate, și ea le s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, din potrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților lui. Apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În cele din urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătești și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vieri. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. Amin? Vă rog frumos să ocupați locurile. I wonder if you've ever been worried about the future of the church. Mă întreb dacă v-ați îngrijorat vreodată de viitorul bisericii. No, I'm not talking about this church. Nu mă refer neapărat la biserica aceasta locală. Instead, I'm talking about the future of the wider church. Mă refer la biserica universală. Have you ever been worried about what the future might hold for the Church of Jesus Christ in this country or elsewhere? V-ați întrebat vreodată care va fi viitorul Bisericii lui Hristos din această țară sau din altă parte? The reason I ask that question, motivul pentru care pun această întrebare, is because throughout its history, people have always been attacking the church. Pentru că de-a lungul istoriei, oamenii tot timpul au atacat biserica. And yet the strange thing is, și lucrul ciudat este, it keeps on growing. Atacul acesta parcă tot crește. So, for example, in my country, de exemplu, în țara mea, the church has been attacked by atheistic thinkers. Biserica este atacată de gânditorii ateiști, atei. In places like North Korea and China,
în țări precum Corea de Nord sau China, it's been attacked by communist leaders. Biserica este atacată de liderii comuniști. And in the Middle East, în Orientul Mijlociu, it's been attacked by Islamic persecutors. Biserica este atacată de islamiști. But despite all this, the church keeps on growing. Dar în ciuda tuturor acestora, biserica crește. And it keeps on reaching more and more people with the gospel of Jesus Christ. Și Evanghelia lui Iisus Hristos ajunge la tot mai mulți oameni. But the question has to be, how can that happen? Întrebarea trebuie să fie, oare cum se întâmplă lucrul acesta? So just think about all the enemies of God's people that have existed through the centuries. Dacă mă gândesc la toți dușmanii lui Hristos de-a lungul secolelor, it's truly remarkable that the church still exists. Este într-adevăr remarcabil că încă biserica există. And yet, despite all its enemies, și în ciuda tuturor dușmanilor, it is growing at a fast rate today right across the world. Biserica crește cu o viteză mare de peste tot în lume. But how can that happen? Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Well, I think we can see how that happens when we take a look at Acts chapter 12. Ne vom uita în Fapte capitolul 12. Because in Acts chapter 12 we have a little picture of the opposition the church often has to face. Unde vom vedea o opoziție cu care biserica tot timpul va avea a face. We have yet another example of somebody wanting to destroy it. Vedem aici încă un exemplu de cineva care vrea să distrugă biserica. But in learning from what happens here, dar învățând din ce scrie aici în Fapte 12, we can take on truths that will help us face the future in conflict. Putem să aflăm adevăruri care ne vor ajuta ca să facem față amenințărilor ulterioare. So then, let's look at what happens in Acts chapter 12. Așadar, să ne uităm ce s-a întâmplat în Fapte 12. And the first thing I want you to see from these verses, primul lucru pe care aș dori să-l observați din aceste versete, is the crisis that disturbed the church. Este criza care a tulburat biserica. What is the crisis? Care criză? Well, we can see what it is when we look at the first couple of verses. Putem observa care această criză uitându-ne în primele versete. So look at verses 1 to 3, please. De la versetul 1 la 3. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. So what's going on? Ce se întâmplă aici? Well, what we have is this figure Herod persecuting the church for political reasons. Vedem cum Irod persecută liderii bisericii din motive politice. You see, in order to secure his own position, gândindu-se că își va asigura poziția lui, Herod needed the Jews on his side. Irod are nevoie ca iudeii să fie de partea lui. And so he did all he could to try and win the favor of certain influential Jewish leaders. Așa că face tot ce stă în putință ca să-i câștige pe liderii iudeilor. And so, knowing how these people thought about the Christian church, știind ce gândesc acești lideri despre biserica lui Hristos, Herod decided to act against the church. Irod decide să acționeze împotriva bisericii. So he took James, the brother of John, and killed him. Așa că îl ia pe Iacov, fratele lui Ioan, și îl omoară. Seeing how much that pleased the Jews, văzând că lucrul acesta place iudeilor, Herod decided to act again. Irod decide să meargă mai departe. And this time he decided to go for the main spokesman. Și decide ca să țintească la vorbitorul principal. He decided to go for the most famous Christian in the whole of Jerusalem. Și decide să-l atace pe liderul creștinilor din Ierusalim. And so he decided to arrest Peter and do the same thing to him. Decide să-l aresteze pe Petru. But one thing saved Peter from a quick execution. Un singur lucru îl ferește pe Petru de o execuție rapidă. And that was the fact that he'd been arrested during the festival of unleavened bread. Și acesta este faptul că îl arestase în zilele praznicului azimilor. And that meant no executions could take place during that festival. Și asta însemna că nicio execuție nu putea să aibă loc în zilele acestui praznic. But once the festival was over, dar odată ce acest praznic s-a terminat, Peter would go the same way as James. Petru urma să aibă aceeași soartă ca și Iacov.
And so for a moment, place yourself in the shoes of those early Christians. Puneți-vă pentru un moment în papucii acelor creștini din acea vreme. Yes, they had problems before. Au avut probleme înainte. But now an apostle has been killed. Când un apostol a fost ucis. And the chances are Peter is going to go the same way. Și șansele sunt foarte mari ca și Petru să sfârșească în același fel ca și Iacov. And Peter is the fearless spokesman of the church. Petru este vorbitorul neînfricat și cel care nu se temea. Peter's the one who got up on the day of Pentecost. Petru a fost cel care s-a ridicat în ziua cincizecimii. And after he preached, 3,000 men were converted. Și după ce a predicat, 3,000 de oameni s-au întors sau au fost convertiți. Peter's the one who got up a second time. Petru este cel care s-a ridicat a doua oară. And at least 5,000 men were converted. Și apoi 5,000 de oameni s-au întors. He's the one who spoke to the religious leaders when the apostles were before the Sanhedrin. El a fost cel care a vorbit liderilor când a fost chemat înaintea Sinedriului. And so his death would be a terrible blow to the early church. Așa că ei gândeau că moartea lui Petru va fi o lovitură puternică dată bisericii. So this was a disaster. Era un dezastru. And it seemed as if there was very little that they could do. Și se părea că nu aveau ce să facă. Now, if this was a Hollywood film, dacă aceasta ar fi fost un film de la Hollywood, the storyline would be perfectly set up for an all-action hero to storm the prison and release Peter. Era o scenă perfectă pentru a scutura închisoarea, a ataca și a elibera pe Petru. It would make a great film. S-ar fi fost ar fi ieșit un film extraordinar. But this is no film. Dar nu-i film. The church did not have an all-action hero. Biserica nu are un erou aici. They have no human hope of rescuing him. Nu aveau o speranță umană care să-l salveze de Petru. And so the church did the only thing it could do. Așa că biserica a făcut singurul lucru pe care îl putea face. And that was pray. Și acesta a fost să se roage. Do you see that in verse 5? În versetul 5. Where we're told. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu încerca să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Now, we know what's going to happen. Știm ce urmează să se întâmple. But even now, to say that they prayed sounds so hopeless, doesn't it? Dar pare că rugăciunile lor erau cam fără speranță. In this situation, prayer sounds like the last hope of a desperate people. În situația aceasta pare rugăciunea unui om disperat, a unor oameni disperați. It sounds so weak. Pare slăbiciune aici. Because however serious, how is prayer going to help in this situation? Pentru că cum avea rugăciunea să-l salveze din această situație pe Petru? And you know, there are times when Christians might can feel the exact same way. Sunt situații când creștinii pot să aibă de-a face exact cu situații de felul acesta. They may be facing very difficult circumstances. Pot să apară circumstanțe foarte dificile. So a loved one has been diagnosed with cancer. Cineva drag poate fi diagnosticat cu cancer. Or some other dreadful illness. Sau altă boală gravă. The job is under threat or is gone. Slujba ți este amenințată sau chiar rămâi fără ea. And there seems to be little hope of finding another one. Și se pare că nu sunt speranțe să găsesc altă slujbă. A son or daughter has strayed away from the Lord. Un fiu sau o fiică s-a îndepărtat de Domnul. And they're involved in awful things. Sunt implicați în lucruri groaznice. Or a church is facing some difficult challenges. Sau chiar biserica poate să aibă de-a face cu provocări deosebite. And it just does not know what to do. Și nu știe ce să faci. And while the issues and circumstances seem so real and terrifying, pe măsură ce circumstanțele par să fie atât de reale și grele, to pray seems so unreal and so impractical. Să te rogi pare să nu fie lucru cel mai practic și cel mai rațional lucru. Well, the crisis the church was facing was just as serious and just as real as anything we will have to face. Criza prin care trecea acea biserică este o criză pe care toți vor posibil să trecem și noi prin ea. And yet what they do is pray. Ce fac ei? Ei se roagă. And yes, to the outside world, that might have seemed a ridiculous thing to do. Pentru lumea din afară, acesta pare un lucru ridicol. But they still prayed. Dar ei știau că asta trebuie să facă, să se roage. Were they deluded fools?
some might have thought so. Unii poate că așa credeau. After all, Herod's power seemed so strong. Puterea lui Irod părea să fie foarte puternică. The sword had fallen on James. I-a tăiat capul lui Iacov. And it looked like it would fall on Peter too. Se pare că sabia lui Irod va cădea și asupra lui Petru. But nevertheless, when they were faced with a crisis, they had a choice. Dar și-au dat seama că atunci când au de-a face cu o criză, au și o oportunitate. They could either bow their heads in despair. Au o variantă, ori să-și plece capetele în disperare. Or they could bow their heads in prayer. Ori să-și plece capetele în rugăciune. They could either believe all hope was lost. Poți să creadă că toată speranța este pierdută. Or they could go to a sovereign God who was in control. Sau pot să meargă la un Dumnezeu suveran care controlează totul. They chose prayer over despair. Ei au ales rugăciunea în locul disperării. And as we'll see, it was the right choice to make. Și după cum vom vedea, în continuare a fost alegerea cea mai potrivită. And I hope that when we face our moment of crisis, și sper ca și noi când vom avea de-a face cu momentele noastre de criză, which will come, care cu siguranță vor veni, that we will make the same wise choice. Să alegem și noi înțelept. So then we've seen the crisis that disturbed the church. Am văzut așadar criza care a tulburat biserica. But now as we move on, I want you to see the deliverance that surprised the church. Dar aș vrea să observați și eliberarea care a surprins biserica. Now where do we see this? Unde vedem lucrul acesta? Well, we see this in our passage between verses 6 and 19. Este pasajul de la versetul 6 la 19. Don't worry, I'm not going to ask at all to be read at the moment. Nu vom mai citi încă o dată. And I'm not going to go into all the details of what we're told here. Și nu vom merge prin toate detaliile care sunt scrise aici. But let me just point out a couple of things to you. Dar vreau să vă arăt câteva puncte aici. First of all, when you look at what happens, primul rând, când vă uitați la ce se întâmplă, you can see that really Peter didn't know an awful lot about his escape. Observați că Petru el nu își dădea seama de ce se întâmplă, de eliberarea lui. In fact, he was asleep. El dormea în momentul acela. And so good was the sleep. Așa de profund era somnul. That the angel had to hit him in order to wake him up. Până acolo că îngerul trebuie să-l lovească în coastă ca să se trezească. Then as his chains fell off. Apoi lanțurile au căzut. And he escaped out into the streets of Jerusalem. Și a ajuns pe străzile din Ierusalim. It almost seems as if Peter is still half asleep. Și se pare că până și în acel moment Petru încă dormea. And he doesn't know what's going on. Și nu știa ce se întâmplă. So have you ever had the experience of being awake from a deep sleep? V-ați trezit vreodată dintr-un somn adânc? And for the next half hour or so you're not really with it? Și în următoarea jumătate de oră încă tot să nu știți ce se întâmplă? You ever had the experience of trying to get someone else out of a deep sleep? Ați observat pe cineva să treziți pe cineva dintr-un somn adânc? And you call them? Îi vorbiți? And you wake them, and you shake them, and do all you can to get them up? Îl scuturați, îi faceți orice ca să-l treziți? And even after that, they're still half asleep. Și după aceea, că el pare tot adormit după ce s-a trezit. That happens all the time in my household. În casa mea se întâmplă tot timpul lucrul acesta. Not me, by the way, my son. But that's what happens to Peter. Lucrul acesta se întâmplă cu Petru. He follows the angel. Îi urmează pe înger. But look at what it says in verse 9. Uitați ce scrie în versetul 9. Petru a ieșit afară și a mers după ei, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Indeed, it's only when he's taken out of the jail. Abia după ce iese afară din închisoare. And hits the night air of Jerusalem that he finally wakes up. Și ajunge în întuneric acela a adevărului, abia atunci se trezește cu adevărat. And then he realizes what's happened to him. Atunci își dă seama ce s-a întâmplat cu adevărat cu el. So could we read verse 11, please? Versetul 11. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Now, in one sense, that's quite amusing. It's quite amusing. Pare, într-adevăr, amuzant. I don't know what the Jewish sense of humor is like. Nu știu cum este simțul umorului la iudeu.
today. But if it was anything like the Northern Irish sense of humor, la noi, la Irlanda, simțul umorului, Peter would not have forgotten about that for a very long time. Petru nu ar fi uitat lucrul acesta mult timp. But I think there's a serious point behind Peter's experience. Sunt câteva lucruri importante legate de experiența lui Petru aici. Luke wants to teach us something. Luca vrea să ne învețe ceva. And that's this. Și este acest lucru. The wonderful intervention of God. Intervenția minunată a lui Dumnezeu. And the complete passivity of Peter. Și pasivitatea totală a lui Petru. Because who was responsible for Peter's deliverance? Cine este responsabil de eliberarea lui Petru? Well, it wasn't the other disciples. Nu erau ceilalți ucenici. Because they were in a room praying. Pentru că ei se aflau într-o cameră închisă și se rugau. It wasn't Peter. Nu era Petru. Because he was half asleep and didn't know what was going on. Pentru că el era adormit și nici nu știa ce îi se întâmplă. No, this wonderful deliverance is down to God and God alone. Eliberarea aceasta minunată este făcută de Dumnezeu și numai de Dumnezeu. And by telling us like this, și spunându-ne lucrul acesta, Luke is showing us once again the wonderful power and authority that our God has. Luca vrea să ne transmită puterea minunată a lui Dumnezeu. The second interesting thing that I want you to see is what happens next. Al doilea lucru interesant, vreau să vedem ce se întâmplă mai departe. Because Peter goes to the place where he knows the church is praying for him. Petru se duce la locul unde știa că biserica se roagă pentru el. And as he does so, we get another amusing incident involving the servant girl Rhoda. Și vedem un al doilea incident amuzant unde este implicată o slujitoare numită Rhoda. Because there is Peter knocking on the door. Îl vedem pe Petru bătând la ușă. But upon finding out that it's Peter at the door wanting to get in, dar aflând că este Petru la ușă și vrea să intre, she leaves him at the door knocking, Rhoda îl lasă pe Petru la ușă bătând, and rushes in to tell the others. Și fuge înapoi să le spună celorlalți. But what's interesting is the people's reaction. Este interesant de observat reacția oamenilor. For what are they doing? Ce fac ei? Well, they're praying for the deliverance of Peter. Ei se roagă pentru eliberarea lui Petru. When Rhoda tells them that Peter has been delivered and is standing at the door, când Rhoda le spune că Petru a fost eliberat și stă la ușă, what do they do? Și ei ce fac? Do they rejoice and thank God for answering their prayers? Se bucură și laudă pe Domnul că le-a ascultat rugăciunile? No. They call Rhoda mad. Îi spun la Rhoda că e nebună. And then they say, well, it must be his angel. Sau poate că îngerul lui. And finally, after Rhoda says, no, it really is Peter. Nu, și după ce insistă Rhoda că nu, este chiar Petru. They go out and finally let poor old Peter in. Merg, văd că este Petru și îl cheamă înăuntru. Now, why do I speak about this? De ce vă spun toate lucrurile acestea? Well, it's because these people are just like us, aren't they? Pentru că acești oameni sunt exact ca și noi. For here they are, praying with all their heart for days and days and days. Iată-i rugându-se zile în șir și zile în șir. They want Peter to be released. Vor ca Petru să fie eliberat. And yet when it happens, și când chiar se întâmplă lucrul acesta, they don't really believe it. Ei nu mai cred. And how often are we the same? De câte ori nu suntem și noi la fel? How often do we pray and pray? De câte ori ne rugăm și ne rugăm? And yet, deep down, we don't really expect anything to happen. Și în adâncul inimii noastre, de fapt, nu așteptăm să se întâmple. We think that's just impossible. Ne gândim că poate e imposibil. We can't see any way out. Nu găsim noi o cale de ieșire. And yet, God intervenes. Dar când intervine Dumnezeu, and God answers our prayers in wonderful and surprising ways. Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre într-un mod extraordinar. So I find these people's reaction strangely comforting. Reacțiile acestor oameni sunt ciudate. Because it reminds me that God works in our lives even when our faith is inadequate. Dar îmi spune că Dumnezeu acționează în viețile noastre chiar și când credința noastră nu este potrivită. So in response to the prayers of his people, God delivers Peter. Ca răspuns la rugăciunile lor, Dumnezeu îl eliberează pe. And even though they were praying for this very thing to happen, și chiar dacă ei se rugau pentru acest lucru ca să se întâmple, his deliverance is a great and wonderful surprise. Această eliberare a lui Petru este o surpriză imensă.
What can we learn from this? Ce putem învăța de aici? Well, there are many things. Multe lucruri. But the one big thing we must not miss. Un singur lucru cel puțin nu trebuie să ratăm. Is that there is great power in prayer. Este mare putere în rugăciune. Amen. For we do see in these verses that prayer is powerful and it is real. Vedem în acest exemplu rugăciunea este puternică și este reală. Because I don't think Luke wants us to miss the connection between the church praying earnestly and the deliverance that Peter enjoyed. Nu vreau să pierd din vedere faptul că biserica se ruga pentru eliberare și eliberarea s-a întâmplat. And so as you read this chapter, citind acest capitol, and find out what happens to Peter, și aflând ce s-a întâmplat cu Petru, suddenly that prayer meeting doesn't sound so desperate after all. Acea rugăciune nu mai pare așa de disperată. It doesn't look too bad now to pray for desperate things, does it? Nu-i rău să te rogi pentru lucruri disperate, nu-i așa? Because you see, the prayers of God's people and the work of God are linked. Pentru că rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu sunt legate împreună. And that's something we need to remember again and again and again. Lucrul acesta trebuie să-l ținem minte permanent. And as individuals, I think these verses should encourage us to pray no matter what we are facing. Aceste versete ar trebui să ne încurajeze să ne rugăm indiferent ce, prin ce criză trecem. And as a church, I think these verses should encourage you to pray corporately. Și cred că aceste versete ar trebui să ne încurajeze să ne rugăm ca și biserică împreună. Because what we come across time and time again in the book of Acts. Pentru că ceea ce observăm din nou și din nou în Faptele Apostolilor is the absolute necessity of prayer in the life of the church. Este nevoia esențială a rugăciunii în viața bisericii. And I think we come across this so often. Venim foarte des în, în legătură cu situația asta. Because when a church begins to rely on anything else but God, it starts to lose its power. Pentru că atunci când biserica se bazează pe altceva decât puterea lui Dumnezeu, biserica își pierde puterea. So when a church begins to rely on gifted personalities, când biserica se bazează pe daruri personale, or smart techniques, sau tehnici istețe, deștepte, or new ways of doing things, sau pe modalități noi de a face lucrurile, it loses its power. Atunci biserica își pierde puterea. Because it's God who works and moves. Pentru că Dumnezeu lucrează și mișcă. It's God who touches lives and changes hearts. Dumnezeu atinge vieți și schimbă vieți. It's God who does the wonderful and the surprising. Dumnezeu face lucruri minunate și surprinzătoare. I don't think we can expect such things without the faithful prayers of his people. Nu putem aștepta lucrul acesta fără rugăciunea bisericii. So then as we look at these verses, we've seen the crisis that disturbed the church. Am văzut criza care tulbură biserica. We've seen the deliverance that surprised the church. Am văzut eliberarea care iarăși surprinde biserica. Finally and quickly, și în al treilea rând, let me also point out to you the judgment that encouraged the church. Aș vrea să vedem judecata care încurajează biserica. I want you to see here the judgment that encourages the church. Judecata care încurajează biserica. Where do we see this? Unde vedem lucrul acesta? Well, we see it in the final few verses of the chapter. În ultimele versete ale capitolului. And here we read what eventually happened to Herod. Uitați-vă, vă rog, ce s-a întâmplat cu Irod. Now, it seems Herod was involved in some political negotiations with the people of Tyre and Sidon. Irod era implicat în niște negocieri politice cu liderii din Tir și Sidon. According to the end of verse 20, după versetul 20, we can see that Herod had them where he wanted them. Se pare că Irod i-a câștigat de partea lui. Because they were dependent on him for food. Pentru că acei oameni depindeau de Irod pentru mâncare. And so naturally they wanted to make him feel better. Și oamenii aceia vreau ca Irod să se simtă bine. So he made a speech. El a avut un discurs. And look at what we're told in verse 22. Și uitați ce scrie în versetul 22. Norodul a strigat. Glas de Dumnezeu, nu de om. Now Josephus, who was a Jewish historian of the time, Iosif a fost un istoric al vremurilor acelea. He spoke about this event. A vorbit despre aceste evenimente. And he said Herod did not stop them saying these things. Și el menționează că Irod nu a oprit
ne spune that immediately an angel of the Lord struck him. Că un înger al Domnului imediat l-a lovit. In other words, this man was judged. Cu alte cuvinte, acest om a fost judecat. This man wanted glory. Acest om vroia glorie. And welcomed others comparing him to God. And welcomed all the ones comparing him to a God. Și îi plăcea să fie comparat cu Dumnezeu. This man had set himself against the church of the one true God. S-a pus împotriva bisericii singurului Dumnezeu adevărat. And as a result, he was judged. Și ca și consecință a fost judecat. And later on he died. Și mai târziu a și murit. How did this encourage the church? Cum încurajează lucrul acesta biserica? Well, in one way, the man who persecuted the church was no more. Păi omul sau cel care a persecutat biserica nu mai exista. But in another way, compare for a moment the beginning and the end of the chapter. În alt rând, comparați începutul capitolului cu sfârșitul capitolului. Because at the beginning of the chapter 12, what do we have? La începutul capitolului 12, ce avem? We have Herod persecuting the church. Avem pe Irod care persecuta biserica. So we have James is dead. L-avem pe Iacov mort. Peter is in prison. Petru în închisoare. The work of the church, which is spreading the gospel, seems to be threatened. Lucrarea bisericii de răspândire a Evangheliei se părea că este amenințată. And Herod looks as if he's winning. Și se pare că Irod câștigă. But now look at how the chapter ends. Dar uitați-vă, vă rog, cum se termină capitolul 12. Because the chapter closes by telling us. Capitolul se încheie spunându-ne. Herod is dead. Că Irod e mort. Peter is free. Petru este liber. And look at verse 24. Și uitați-vă la versetul 24. We're told the word of God increased and multiplied. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. So we began by asking the question, have you ever been fearful about the future of the church? Am început punând întrebarea, ați avut vreo teamă legată de viitorul bisericii? And yet as we read about all the attacks that the churches have to go through. Și văzând toate atacurile prin care trebuie să treacă biserica. And all the people that want it removed. Și toți oamenii care vrem să fie înlăturați. And all the political regimes that have tried to destroy it. Și regimuri care au încercat să distrugă biserica. Ultimately, we have to say we have no need to fear. Putem spune în final, nu mai trebuie să ne temem. Because this chapter reminds us that God is in control. Pentru că acest capitol ne reamintește că Dumnezeu este în control. God is more powerful. Dumnezeu este mult mai puternic. And God will fulfill his purposes. Și Dumnezeu va duce la împlinire scopurile lui. Now, that does not mean there will be no problems. Nu înseamnă că nu vor fi probleme. After all, we can see in this chapter that James died. De fapt, vedem că Iacov a murit. And the church was persecuted. Și biserica chiar a fost persecutată. But in the end, the enemies failed. Dar, în sfârșit, în final, inamicul este doborât. In the end, God's word will triumph. În final, Dumnezeu triumfă. In the end, his plans will all be fulfilled. În final, toate planurile lui vor fi împlinite. Because he is in complete control of all things. Pentru că el controlează absolut toate lucrurile. Amen. 2,000 years of hostility and oppression has proven that to be true. 2000 de ani de ostilitate și asuprire se pare că nu au avut niciun efect. If the Lord waits, the Lord does not return. Dacă Domnul nu se întoarce, 2,000 more years of foolish men shaking their fist at God will prove the same thing. Încă 2000 de ani de persecuții tot nu vor fi în stare să schimbe lucrurile. Our God has a plan. Domnul nostru are un plan. He will bring about his purposes. El își va duce la îndeplinire scopurile sale. And no one, and no thing, and nimic will ever be able to stand in his way. Nu vor fi în stare să stea în calea lui. And that is something that should encourage us all. Și lucrul acesta ar trebui să ne încurajeze pe toți. Amen. Pedro.